Aventurile lui Peter Pan de G.M. Barrie. Capitolul 6. Căsuța lui Wendy. Prostuțul de piuilă și-a pus triumfător piciorul pe trupul lui Wendy când ceilalți băieți abia ieșeau din scorburile lor cu armele în mână. "Ați ajuns prea târziu," a declarat acesta semeț. "Am și ucis-o pe fată. Peter va fi încântat de fapta mea." Clopoțica a strigat înălțându-se în văzduh. "Ce nătărău!" Și a zburat imediat de acolo pentru a se ascunde. Băieții s-au strâns în jurul lui Wendy și curând în pădure s-a așternut tăcerea. "Asta nu e o pasăre," a îngăimat flusturilă tulburat. "Cred că e o doamnă." "O doamnă?" l-a întrebat piuilă și a început să tremure din tot corpul. "Iar noi am ucis-o," a constatat ronțăilă cu glas răgușit. Cu toții și-au scos căciulițele de pe cap. "Acum înțeleg," și-a dat cu părerea Cârlionț. "Peter o aducea pentru noi." Zicând acesta, Cârlionț s-a trântit deznăjduit la pământ. "O doamnă care să ne poarte de grijă," a spus unul dintre gemeni, "iar tu ai ucis-o." Băieților îi s-a făcut brusc milă de ei înșiși. Fața lui Piuilă era albă ca varul, dar exprima totodată și un sentiment al demnității pe care nimeni până atunci nu-l mai văzuse la el. "E vina mea," a recunoscut el, căzut pe gânduri. "Când doamnele mi se arătau un vis, eu mă trezeam și ziceam, o, mamă, dragă mamă, iar când a venit una în carne și oasă la mine, eu am ucis-o." După ce a spus aceasta, Piuila a dat de înțeles că vrea să se retragă. "Nu pleca," l-au chemat ceilalți mișcați. "Trebuie," a răspuns acesta, "mi-e tare frică de Peter." Deodată au auzit cu toții glasul lui Peter. S-au speriat și s-au adunat imediat în jurul fetiței, încercând să o dosească de ochii lui Peter. Doar Piuila a rămas deoparte. Curând, Peter a coborât pe pământ chiar în fața lor. "Bună, prieteni!" a exclamat acesta și ei l-au salutat. La rândul lor, cu gesturi mecanice, după care s-a așternut din nou liniștea. "M-am întors!" a vorbit ceva mai apăsat Peter. "De ce nu vă bucurați?" Băieții stăteau nemișcați în deplină tăcere și Piuilă s-a prăbușit în genunchi. "Apropo, eu v-am făcut rost de mamă. Nu ați văzut-o?" a întrebat Peter, părând îngrijorat. "Știu că a zburat încoace." "Vai de mine!" s-a auzit o voce înfundată, apoi alta și mai tânguioasă. "O, ce zi tristă!" Piuilă s-a ridicat din genunchi. "Peter," a zis el încet, "ți-o arăt îndată. Dați-vă la o parte, geminilor, să o vadă și Peter." Băieții au făcut pasul înapoi și în lături, lăsându-l pe Peter să se apropie de Wendy. După ce a privit-o preț de câteva clipe, părea că nu știe prea bine ce urma să facă în continuare. "A murit," a șoptit el vădit încurcat. "Probabil că este foarte frică acum când știe că e moartă." Abia în acel moment, Peter a văzut săgeata din peptul lui Wendy. "A cui este săgeata aceasta?" a întrebat el răutăcios. "A mea, Peter," a spus Piuilă, căzând din nou în genunchi. "O, mână ticăloasă!" a exclamat Peter și a apucat săgeata așa cum mai apuca un pumnal. Piuilă nu s-a ornit din loc. "Lovește-mă în inimă, Peter," a zis acesta cu fermitate. Peter a ridicat săgeata, dar mâna i-a încremenit în aer. "Nu pot lovi," a spus el aproape smerit. "Ceva mă oprește." Băieții l-au privit uluiți, toți în afară de ronțăilă care, trăgând cu coarta ochiului la Wendy, a observat că aceasta își ridicase brațul. Ronțăilă s-a aplicat iute deasupra ei, încercând să deslușească ce spunea fata. "Cred că spune bietul Piuilă," bolborosea acesta. "E vie," a constatat scurt Peter, apoi s-a așezat în genunchi lângă ea și a găsit nasturile din ghindă pe care îl dăruise
și pe care Wendy îl agățase de lănțișorul pe care îl purta la gât. Ei, vedeți, a continuat Peter, săgeata a intrat în ghindă. Este sărutul pe care i l-am dat eu și care acum i-a salvat viața. Peter a rugat-o pe Wendy să se facă bine pentru a-i arăta cât mai curând sirenele. Fata nu era, desigur, în stare să-i dea un răspuns clar lui Peter, fiind și slăbită și tulburată de cele întâmplate. De sus s-a auzit un sunet ca de clopoței. E clopoțica, l-a înștiințat Cârleonț pe capitanul său. Plânge pentru că Wendy a rămas în viață. Băieții au trebuit să-i povestească lui Peter despre fapta nelegiuită a zânei. După ce i-au mărturisit totul de-a fi rapăr, și-au dat brusc seama că nu-l mai văzuseră niciodată pe Peter atât de furios ca acum. Clopoțica, a strigat acesta, de azi înainte nu mai suntem prieteni. Pleacă de aici! Zâna s-a așezat pe umărul lui și a încercat să-l înduplece în fel și chip, dar Peter a alungat-o. Abia atunci când Wendy a reușit să-și mai ridice odată mâna, căpetenia băieților s-a mai îmblânzit un pic, măcar atât cât să poată spune. Bine, nu pentru totdeauna, dar să nu văd picior de-al tău pe aici cel puțin o săptămână. Peter le-a poruncit băieților să facă o căsuță confortabilă pentru Wendy, în care aceasta să se odihnească și să-și revină cât mai curând. Toți băieții s-au pus pe treabă. Au trudit de dimineață până seară. Unul aducea așternuturi, altul lemne de foc din pădure. Și când munca era întoi, cine credeți că și-a făcut apariția? John și Michael. Cei doi frați ai lui Wendy au umblat mult și bine până au dat de ceata lui Peter. Uneori ațipeau în picioare, alteori se opreau pur și simplu locului ca să-și mai tragă sufletul, se trezeau din nou, mai făceau un pas și iar se lăsau toropiți de somn. John, John, striga Michael într-una. Hai, trezește-te! Unde-i Nana, John? Unde-i mama? În acele clipe, John se freca la ochi și mormăia. Am zburat, pe bune! Salut, Peter, au zis aceștia ușurați când l-au văzut pe noul lor prieten. Salutare, a răspuns Peter în grabă, întrucât era foarte ocupat. Tocmai o măsura pe Wendy cu pasul ca să-și poată da seama cât de mare ar trebui să fie casa pe care aveau să o clădească pentru ea. De bună seamă că pălănuise să lase ceva loc și pentru câteva scaune și o măsuță. John și Michael îl priveau nedumeriți. Wendy doarme? Au întrebat ei în cele din urmă. Da, John a propus Michael, hai să o trezim și să o rugăm să ne pregătească o cină. Peter le-a interzis însă celor doi frați să o tulbure pe Wendy, întrucât aceasta nu se simțea bine. Între timp, pădurea a început să răsune de loviturile topoarelor. Peste câteva ore, cam tot ce era necesar pentru a construi o locuință încăpătoare, zăcea grămadă la picioarele lui Wendy. Dacă am ști, a zis unul dintre băieți, ce fel de case îi plac, am clădit-o neapărat pe cea mai bună dintre ele. Peter, a strigat altul, fata se mișcă prin somn. Și îi se deschide gura, a strigat al treilea, privind respectuos cum căsca fata. Cât de frumos! Poate o să și ne cânte prin somn ceva despre căsuța ei din vis, ca să știm și noi cum și-ar dori-o. Fără să-și deschidă ochii, Wendy a început să cânte. Mi-aș dori o casă mică și, desigur, frumușică, roșie și neumbrită, streașina cu mușchi lipită. Băieții au început să țopăie de bucurie când au auzit acest cântec, deoarece și-au dat seama că din crengile aduse de ei picura un fel de suc roșu trandafiriu, iar pământul din prejur era acoperit din belșug cu mușchi. Din fericire pentru ei, băieții au izbutit să construiască cea mai bună căsuță pentru Wendy. Au înălțat spornic pereții în jurul lui Wendy, le-au făcut geamurile cu obloane și au pus frunze mari și galbene în loc de perdeluțe. Boșdeuca era destul de frumoasă și, fără îndoială, Wendy avea să se simtă cât se poate de bine înăuntru. Peter nu-și găsea locul dând indicații prețioase micilor zidari.
Nici în detaliu nu putea scăpa de ochiului său de șoim. Totul era aproape gata, în afară de ciocanul de la ușă. După ce au improvizat un ciocan dintr-un toc de pantof, puteau spune că Bojdeuca e cu adevărat terminată. Nu le rămânea decât să bată la ușă. Și Peter a bătut politicos. Și pădurea, și băieții din ceată s-au cufundat într-o deplină tăcere. Nu se auzea nimic altceva decât clinchetul clopoțicăi care îi urmărea cocoțată pe o creangă și rângea batjocoritor. Ușa s-a deschis și în prag a ieșit o doamnă. Era Wendy. Copiii s-au grăbit să-și smulgă șepcuțele de pe cap. Wendy i-a privit, vădit surprinsă, de altfel, așa cum se și așteptau copiii că o să arate atunci când se va trezi în noua ei casă. Unde mă aflu? A întrebat ea. Wendy s-a grăbit să răspundă flușturilă. Noi am clădit această casă pentru dumneavoastră. O, da, e o casă primitoare și frumoasă, a încuviințat Wendy. Iar noi suntem copiii dumneavoastră, au strigat gemenii. Cât ai clipit din ochi, copilașii pierduți s-au așezat în genunchi și și-au întins cu toții mânele spunând: Doamnă Wendy, vă rugăm mult să fiți mama noastră. Credeți că se cuvine? A întrebat Wendy, radiind de bucurie. Desigur, aș fi nespus de fericită să vă fiu mamă, dar trebuie să știți că nu sunt decât o fetiță mică și nu am destulă experiență. Acest lucru nu are importanță, a zis Peter. Noi avem nevoie doar de cineva care să se poarte cu noi ca o mamă. Foarte bine atunci, a îngăimat Wendy. În cazul acesta voi face tot ce-mi va sta în putere. Acum ia să intrați cu toții în casă, împelițaților. Sunt absolut sigură că v-ați și udat la picioare. Pregătiți-vă imediat de culcare dacă vreți să vă spun cu ce s-a terminat povestea cenușăresei. Băieții s-au supus fără să crâcnească și s-au înghesuit pe patul cel mare din Bojdeucă. Wendy s-a purtat ca o mamă grijulie și i-a pregătit pentru culcare. Căsuța părea atât de încântătoare și de sigură în întunericul nopții, cu șuvița ei de lumină ce străbătea printre obloanele de la fereastră și cu hornul ei din care ieșea un fum gros și cu Peter de strajă. Wendy a povestit până la capăt istoria cenușăresei și băieții au adormit în scurt timp. Nu a trecut mult și în mrejele somnului a căzut și neînfricatul Peter Pan.